Nu știu cum. Atât timp cât nu iau o aprobare. Vă mulțumesc, dragii mei, din suflet. Vă mulțumesc. Dar bineînțeles. Domnul secretar. Ce s-a întâmplat? Hoțule! Bă! Să mă sun de aici. Încercăm să vedem și noi ce se întâmplă cu promisiunile domnilor de la PSD. Să vedem cât au ținut din promisiunile alea, cât n-au ținut, cât au făcut, cât n-au făcut. Dar nu vă lasă așa. Dar nu vă lasă așa. Dar nu vă lasă așa. Și de ce vă legitimați? Când ne-am întâlnit aici, am găsit. Aici, doar foarte și eu sunt de piața sfatului, trebuia să fie anunțat la sfatului. Eu am venit aici cu prietenii și cu familia. Eu, uite, era un băiat acolo. Era un băiat acolo care nu știu eu că e tot. Păi a plecat. Uite, luați-o și pe doamna, că strigă hoți. Comuniștii dracului, să vă ia mama dracu cu furcile să se ridicăm împotriva voastră, nu cu vorbe bune. Când scăpăm de voi? Doamne, așa scăpăm de ei. Dați-mi, doamne, nu vreau. Ce mi-a pus mie 100 de lei, crede că mă încântă pe mine cu 100 de lei și m-a făcut cu 3 ori toate prețurile le-a scumpit. Nu mai pot să iau nimic. Nu mai mă pot să mă duc la un dentist. Nu mai mă pot să... Nu să mai mănânc ceva cum mănâncă ei. Cum vi se pare, doamnă, manifestația asta? Dar foarte bune, numai să iasă lumea, să aibă curaj. Le pune pumnul în gură și să duc și îi plătește pe... Uuuu! 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 Uuuu!